Salutare, bine v-am găsit din nou. Un pic piciorul meu. Am o mică problemuță, să zic așa. Dar este bine, este ok. Așa că astăzi am mai făcut ceva cumpărături pentru casă, normal. Pentru că astăzi vreau să fac ceva. Deci am văzut aseară pe internet ceva super frumos, ceva super fain. Și am zis că ia să încerc și eu. Dar ce credeți? Am fost și am mai luat câte ceva pentru că am zis că trebuie să mai iau câte ceva, că parcă mi se ceva. Așa că haideți, hai dăm drumul. Da, aici am luat pentru copii la școală să dea la copii, pentru că trebuie să dea și la copii. Nu știu care și cum, dar eu zic că va fi 2, 4, 6, 8, 10, 12. Deci am dat 12 lei pe o țiplă. Pe o țiplă, 12 lei. Și pe modelul ăsta am mai luat. Stați, v-am arătat modelul ăla. Nu vi l-am arătat. Ia uitați ce frumuseți. Nu știu care și cum, dar ceva se vor nimeri pe acolo, pe undeva. Vreau normal la fete să le dea, nu la băieți. Că lor li se dă pe întâi. Și am luat 3 astfel de broșii. Care am dat 7,50. Pentru doamnele învățătoare și educătoare. La Nicolas are 2, așa că o să dea 2 și la Albert are 1, așa că o să dea 1. Dar pe lângă ăstea vor mai merge câte ceva. Nu e așa cu simplitate. Că va mai merge ceva pe lângă. Le voi pune aici, le voi strânge și vor fi pe data de 8. Așa că... Am luat ceva. Da. Iar acum vreau să vă arăt ce mi-am mai luat eu de în valoare de 85 de lei, în mare parte, să zic. Mi-am luat 2 plicuri de voi de datele. Prețurile vi le las afișate pe ecran, pentru că nu mai știu exact când de pe ele, știu că a costat 1 leu și ceva. Mi-am luat 2, că am zis că trebuie să am, că eu mai pun la tocăniță, la mâncări, că la chestii din astea. Mi-am luat un de asta de ouă. Câte ouă? 10 ouă. Că tot am luat chestii. Oara aia am zis că să iau niște ouă și să pun să vedem ce reacție o să fie. Mi-am luat un sos de roșii cu busuioc de la Basilico. Basilico Barilla. Nu e prima oară când îl folosesc. Îmi place. Chiar mă încântă astfel de sos. Chiar este super fain. Și dă un gust așa plăcut la... Am luat 2 cuburi de drojdie. Ce-am mai luat acum câteva zile. Și efectiv am făcut niște turtele. Sper că am gândit videoclipul anterior. E așa, mi-am luat o mască de păr la Sienz. De la Sienz, dar are eticheta asta aici și nu știu cum să o dau jos. Chiar la Sienz, mască reparatoare pentru păr. Fortifică și hrănește părul. Pentru părul uscat, deteriorat, sacant, nu știu ce, doamne, acum, în fine, cu vârfuri despicate, recomand. Dată de coafezi, oi, aplicați pe părul umed, lăsați câteva minute, apoi creșteți cu apă în abundență. E, aici se știe care e situația. Eu vreau totuși să vă arăt, dar uitați că se arată pe aici așa. Sienz. Ultra Repair, Mask Reparateur. Hair Styling Mask. Da, deci, din câte se vede, este recomandat de hairstyliști, în mare parte.
Mi-am luat în felul următor. Mi-am luat de asta de cașcaval așa, brânză de vacă, cașcaval din lapte de vacă, mi-am luat. Cât are mi-am? 2, 4, 6. Și mi-am mai luat un fel. Uitați mai unde l-am pus. Știu că l-am pus pe... Ah! L-am găsit. Și un cașcaval de brânză topită gen așa, pentru că am zis că băi să iau și una așa și una așa. Am luat prima dată pe ăsta. Și pe ăsta, după care. Am zis să vedem ce și cum este situația. Da, am luat un piper, babe. Piper negru, babe. Pentru că m-am mai folosit de el la anumite chestii. Am luat niște cartofiori. De ăștia roșii. Ce am mai luat aici? Și un amestec de condimente pentru chifteluțe. Chiar aș vrea să fac niște chifteluțe. Chiar o să fac zilele astea. Nu știu exact cum, dar o să fac. Am luat lui Albert. Eu și lui Nicolae. Am luat una din fel și una din fel. Pentru că, ce să vedeți? Asta e neapărat brandul Milka. Așa și mai am și pe aici. Am luat un kilogram de mălai. Mălai. Pentru că, ce să vedeți, este util și ăla. Eu am niște roșii șere, o cutie de roșii șere, dar nici aspectare, ia. Are un aspect așa. Interesant. Niște ardei. Pentru că vreau să fac niște ardei, nu știu exact, nu știu. Dar nu vreau să fac mult, pentru că dacă fac mult, efectiv, nu se mai mănâncă. Am luat șuncă, de fapt, cu carne de portoriată. Am luat niște șuncă, cred că are vreo 6 felii. Așa. Le-am luat așa, cum spun, pe un port. Pentru că de asta aveam nevoie, că nu mai am o casă. Așa că am luat un port. Asta chiar nu aveam și am zis că trebuie să nu. Atât a fost pe ziua de astăzi. Eu ne vedem imediat când mă apuc de făcut acele nu știu cum să zic, mini pizza. Nici pe departe să nu zic că n-ar fi pe pâine, pe pat, pe blat de pâine, să zic așa. Pentru că este pe pâine. Și chiar vreau să încerc, pentru că tot am văzut aseară și asta și am zis, stai să încerc să văd și ce îmi iese. Nu-i vorba de acest recipient, am zis că ia să vedeți cum stă în acest recipient ouășoarele. Mi se pare că stă super bine, nu știu de ce, dar chiar e super. Da, și îi dau un like. Aș vrea să-i zic că chiar îi dau un like, o să zic că nu. Chiar, ia, uitați. Nu prea se, eu pot să-l zgudui eu cât l-ai zgudui, că nu prea se, da, ăsta era un pic, da, nu se, niciun, nu se mișcă, nu se sparge, nu are niciun, cel mai mare, să zic, nu știu, mi se pare super, eu îi dau un like mare. Și acum haideți să începem, aici voi pune sosul ăsta, voi pune într-o cană ceva. Am aceasta, că vreau să fac aceasta. Și un culiță de asta, roșioarele astea. Și pânița. Și presupun că cam atâtea sunt cele bine, că atât am văzut eu pe internet, trăiesc pe internetul. Da, chestia asta, vreau să întind sosul așa pe pâine, bine că normal pâinea bine tăiat. O să vedeți imediat despre ce și cum este vorba. Acum încep. Aici 2-3 lingure. Sosul ăsta. Vreau să-l diluiez într-un pic de apă. Uai, ce frumos miroase, mă. Atât.
Am pus aici, o să pun un pic de apă, dar până la apă, stați un pic aici. Atât, nu trebuie mult. Mi s-a dus fără de foc și încerc un pic să amestec bine. Pentru că nu vreau să fie nici prea gros, nici prea subțire. Nu să vă arăt cum arată. Ia uitați cum arată. Așa arată, așa trebuie. Asta, așa vreau eu să fie, ca așa îmi place mie. Un pic mai așa, nici prea gros, nici prea slab, ceva mai potrivit. Iar acum vă apuc de tăiat pâinea. Ia uitați cum tăi eu pâinea, stați un pic. Nu știu cum s-a mai desc. Am făcut în așa fel și am schimbat camera. Iar acum tai pâinea. O tai în jumătate. Așa. După care voi tăia. Așa. Stați așa că eu am cuțitul ăsta, e un pic mai mic față de pâine. Și așa. Haideți să ne apucăm să facem ceva, ceva. Să vedem dacă ne iese sau nu ne iese. Eu acum vreau să pun un pic de... sos. Și mă ajut de asta. Sosul este condimentat, eu nu cred că o să mai condimentez, dar presupun că o să condimentez un pic cu sare. Hop, era să dau pe jos. Nu am dat, din păcate, din fericire nu am dat. Ia. Așa arată. Ia. Vă mai pun un pic de sos pentru că vreau să... miroase așa de frumos sosul ăsta că am vine să-l mănânc. Nu știu de ce, dar am vine să-l mănânc. Trăiască internet. Bun, iar acum voi face, adică voi face. Vreau să vă arăt mai întâi cum fac prima felie, după care le voi face pe rest. Am tăiat cașcavalul, că prima dată, eu fac un cașcavalul. Nu mai e că o să pun doar o felie, că nu vreau să... pun mai mult de o felie. Așa voi pune. Nu știu, da, o să las așa. După care o să pun. Stați așa. Trebuie să mai tai și chestia asta. În barul ăsta. Da, ce? Doamne, iartă-mă că nu se desface. Este evident. Opa! Mi se gelată bine. Bine, bine. Nu glumă. Dar până la urmă eu am impresia că o să fac tot posibilul și o să fac cașcavalul. Și o să-l pun, uite, așa, pentru că nu vreau să se risipească foarte mult cașcaval, adică să se topească, să se dea pe tavă, sau mai știu eu, ca să mai pun și pe deasupra un pic. Voi tăia și ăsta, voi tăia așa, nu voi mai pe cu mâna, pentru că
nu este ok. Nu este indicat, să zic așa. Le voi pune așa. Le voi pune așa pentru că așa aș vrea eu să le pun, să le ornez. Uite așa. Așa. Și mai pun un pic de cașcaval peste ele. Am pus așa, iar acum voi condimenta imediat de pe jos. Cu un pic de sare. O voi pune în tavă, în care pe tavă am așezat foaia de copt. Așa arată această capodoperă. Nu știu, în mare parte am zis să fac ceva care să fie ceva un pic mai ieșit din comun, că, na, dă-te de acolo. Ne-a zdravanule. Am introdus la cuptor și abia aștept să se facă. O să las timp de 20 de minute să se facă. Cam iese fum, pentru că așa se întâmplă la acest cuptor. Ioi! Abia aștept să vedem cum iese. Am mai pus și pe topător la răcit și ce frumusețe! Ia uitați ce frumusețe! Ia! Ai, wow! Super! Da, cu toate că eu am avut acel colet de la Temu. Aș vrea să, nu știu, eu le-am clătit, le-am aranjat frumușel, le-am îmbrăcat pe Nicolas, pentru că pe Albert nu prea am cum să-l îmbrac acum, în momentul de față, că trebuie îmbrăcat la cămășuță. Așa, sper că o să pot să atașez o poză, să vă arăt. Îmi place la nebunie cum este pe el. Este un super complet sfatrănicuț, nu știu cum să zic, care stă foarte bine pe el. Supărășele. Bune. Păi și? Nu mai mănânci? Da.
E mai lung. Ia cu ce poftă mănâncă el. Ia uite ea. Yummy. Am luat și... L-am pus la mâncare. Lasă-mă că ți-o spui, doar mă asta. De ce aia? Așa, că s-o pui, că e mai bun. Pulpa? Dar nu fă așa, ești mănâncă dacă mănânci. Mai pun asta. Da? Da. Poftă bună! Mulțumesc! Bravo!